tată, nu fi supărat, că de mama am tot cântat mai. I-am cântat când a fost greu, dar acum e rândul tău, măi. Erai tânăr și frumos, of, 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 tăicuțul meu, iar acum ai fruntea în jos, măi. Am ajuns în Salcea, județul Suceava, cu o surpriză frumoasă pentru cel mai iubit tătic, pentru domnul Virgil, care astăzi este sărbătorit și împlinește frumoasa vârstă de 70 de ani. Nu mergem să-l cunoaștem și să-i urăm din toată inima la mulți ani. Dacă doriți și dumneavoastră să faceți o asemenea surpriză cuiva drag, contactați-ne la numerele indicate pe ecran. Bună ziua! Bună ziua! Mă dau un pic așa. Domnul Virgil, numele meu este Amalia și fac parte din echipa Surprize la domiciliu, iar astăzi știm că pășiți pragul celor 70 de ani frumoși, venim la dumneavoastră din partea unor persoane foarte dragi și scumpi, care din toată inima astăzi au dorit să sărbătorească și au dorit să vă simțiți special și important. Și vreau să vă întreb dacă bănuiți, din partea cui credeți că venim noi astăzi? Partea copiilor. Îți fie copii, o invităm și pe soția dumneavoastră aici alături, pentru că florile sunt pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Știți că noi aici avem un indiciu, scrie la mulți ani tata. Și cu siguranță copiii sunt complici. Vreau să vi-l ofer. Valeu, să-mi fac atac. Iar aici copiii au dorit să rămeze câteva amintiri frumoase și să le aveți pentru totdeauna. La mulți ani, tata! Și să-l pun aici. Mulțumesc tare mult și... Astăzi mai mult ca niciodată au dorit să vă sărbătorească câtuși de puțin. Și au dorit să simțiți că este ziua dumneavoastră de naștere. Vreau să vă fac tortulețul. Și scrie la mulți ani tata și cu vârsta frumoasă pe care ați împlinit-o astăzi. 70 de ani frumoși și buni și grei, pentru că așa este în viață, dar toți ai dumneavoastră. Și noastră e degeaba, pentru că aveți copii și familie frumoase. Și haideți să vedem și ce au copiii să vă transmită, pentru că au pregătit pentru dumneavoastră și un mesaj. Scris din toată inima astăzi la acest aniversar. Și mesajul spune așa. Astăzi, de ziua ta, tăticul nostru drag, vrem să-ți spunem un la mulți ani din inimă și să ne trăiești sănătos, fără griji și fără supărări. Să ai parte de o bătrânețe ușoară, ani mulți și fericiți alături de noi, tăticul nostru. Nu vom uita niciodată cât ai muncit și la cât ai renunțat ca nouă să ne fie bine. Nu ți-a fost ușor, dar nu te-ai plâns niciodată. Cât ai avut și cum ai putut, ne-ai ajutat pe fiecare. Iar pentru asta îți mulțumim, drag părinte. Poate de multe ori te-am judecat prea aspru și te-am supărat, iar pentru asta cer iertare. Acum, când anii au trecut, știu că în sufletul tău bun eram pe primul loc noi, copiii tăi. Așa cum ai putut, din posibilitățile ce erau, ai făcut să nu ne lipsească nimic. Și pentru asta îți mulțumim, tăticule drag. Anii au trecut, noi am crescut, unii au rămas, alții au plecat departe. Dar la casa părintească știm că tu ne aștepți cu drag alături de mămica. Poate nu ți-am spus-o niciodată, dar te iubim, dragul nostru tată, și vrem să ne trăiești mulți ani, să-i întâmpini în pragul casei pe copii, nepoți și strănepoți. De aici, din depărtare, te îmbrățișăm cu drag. Fiica Irina, fiul Petrișor, ginerele Vasia, la mulți ani! Iar acum dumneavoastră, dacă aveți câteva cuvinte să le transmiteți. Foarte emoționat. Nu pot Mulțumesc tare mult și îmi pare rău că au trecut anii așa repede. Aș vrea să-i dau înapoi. Dar nu se mai poate. Și le mulțumesc încă o dată și îi aștept cu drag acasă. Au pregătit copiii și o melodie pentru dumneavoastră, care astăzi vă dedică din toate. Tata,
tată, nu fi supărat, că de mama am tot cântat, măi. I-am cântat când a fost greu, dar acum e rândul tău, măi. Erai tânăr și frumos, of, 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 tăicuțul meu, iar acum ai fruntea-n jos, măi. Te-a ajuns bătrânețea, of, 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 tăicuțul meu, care e tristă și grea, măi. Se rupe inima-n mine când mă uit, tată, la tine. Fața ta-i de ani brăzdată, cea frumoasă de altă dată. Că erai ca bradul-n soare, of, 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 tăicuțul meu, acum ești dus de spinare. Cum să nu duci dorul greu, că-am plecat din cuibul tău, măi. Patru copii, patru flori, doi frați și două surori, măi. Tu cu mama-n vorbe bune, of, 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 măicuța mea, n-ai învățat rostul lume. Să fim buni, să învățăm carte, of, 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 măicuța mea, să avem în viață parte. Mi se rupe inima când mă uit la dumneata, măi. Se-ți bate inima-n mine, cam să ajung tată ca tine. Ca orice stejar sub soare, of, 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 tăicuțul meu, crește-i farnic și-apoi moare. Că așa-i lumea făcută, of, 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 tăicuțul meu, totul trece și se uită. La mulți ani vă spunem și noi, vă dorim multă sănătate, multe bucurii, fiecare cunoștință a copiilor să nu lipsească niciodată din casa dumneavoastră. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.